Filat, și aici mă refer la faptul că instanța de judecată a respins cererea avocaților privind ședințele publice de judecată. În consecință, Vlad Filat a hotărât în semn de protest față de abuzurile pe care le face atât procurorul cât și magistrații acestei judecătorii să declare greva foamei. Noi am avut o discuție cu dumnealui, am înțeles că și rudele au încercat să-l convingă de a nu recurge la acest pas dăunător pentru sănătatea lui, însă, necătând acest fapt, așa a ales domnul Vlad Filat să-și exprime protestul și nemulțumirea față de aceste decizii legale pe bandă rulantă. Nici noi, la rândul nostru, nu putem să ne facem miserie, pentru că orice cerere pe care o înaintăm, motivată, sau este respinsă, sau se zice că nu este de competență instanței, deși în fază de judecată doar judecătorii pot să examineze cereri și demersuri.